Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și el va auzi glasul meu. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în el, vărsați-vă inimile înaintea lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul, dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și le-a zis: Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.